Bună seara și bun găsit la interviurile Reperul TV, emisiunea care vorbește despre realitatea din Galați și Brăila. Invitatul meu din această seară este domnul Laurențiu Viorel Gâdei, deputat PSD de Galați. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, mulțumesc pentru invitație! Trebuie să recunosc cu mâna pe inimă că încă nu m-am obișnuit cu titulatura asta dumneavoastră, îmi vine la îndemână să spun primarul orașului Târgu Bujor. Am făcut atâtea emisiuni în care v-am prezentat ca primar, încât acum o să mă scuzați dacă mai scap în domnul primar în loc de domnule deputat. Niciun fel de probleme. O nouă etapă în încercarea de a ieși din criza în care ne aflăm, domnule deputat. Domnul Nicolae Ciucă de la PNL a fost desemnat premier de către președintele Iohannis. Cum se vede de la dumneavoastră, parlamentar PSD, acest joc politic? Aș putea să vă vorbesc în nume personal, ca și persoană, membru al Parlamentului României, pentru că ceea ce se va hotărâ la nivelul structurilor centrale al Partidului Social Democrat nu vă pot spune la această oră, pentru că încă sunt consultări, sunt discuții și nu s-au luat hotărâri. Să știți că de la începutul crizei se vehicula numele domnului general Ciucă ca fiind viitorul premier, viitoarea nominalizare de premier a României. Nu a fost o surpriză pentru mine, personal nu a fost o surpriză. Să vedem ce se va întâmpla în continuare și ce majoritate va reuși să coaguleze sau cine vor fi parlamentarii care îi vor acorda votul de investitură în Parlament, pentru că trebuie să recunoaștem, situația impune să avem un guvern stabil la acest moment, indiferent că ne place sau că nu ne place, cu o majoritate largă ca să poată să ia măsurile care se cuvin de urgență pentru a trece de această perioadă pandemică cumplită în care ne aflăm. Mă bazez pe faptul că îmi veți da punctul de vedere personal, că pe cel exprimat de către Partidul Social Democrat la nivel național îl aflăm cu siguranță de la toate televiziunile naționale. Criza aceasta guvernamentală a fost generată pe de o parte de solicitarea celor de la USR de a se reface coaliția cu un alt premier, altul în afară de Florin Cîțu, pe de altă parte de mesajul foarte ferm transmis de către cei de la Partidul Național Liberal: domnule, Florin Cîțu este președintele partidului, el este votat în unanimitate ca fiind propunerea noastră pentru funcția de prim-ministru. E bine, iată că astăzi cei de la Partidul Național Liberal au venit cu o altă propunere. Domnul general Ciucă. S-au resetat, domnule. Dar nu trebuie care să vă, fie motivul? Dar nu trebuie să vă surprindă după mascarada de congres care au avut-o și după votul democratic liber urmărit de apropiații domnului Cîțu. Bineînțeles că au încercat o forțare și practic a fost o criză generată de orgolii mici ale unor oameni mici ce se doresc a fi politicieni mari. Din nefericire au ajuns să conducă destinele românilor neavând niciun fel de expertiză sau neavând niciun fel de dragoste față de poporul ăsta. Bineînțeles că interesele lor succed interesele poporului român. Dar să nu uităm că în politică și în general în societate, memoria este foarte scurtă și uităm ce am discutat sau ce s-a discutat acum o lună, acum două săptămâni, acum trei săptămâni. Practic, acum s-a schimbat. Eu nu înțeleg de ce domnul președinte a mai acordat câteva zile de răgaz acestora de pe partea dreapta politicii, astfel încât l-a nominalizat pe domnul Cioloș, tocmai pentru a-l duce probabil în derizoriu și pe dumnealui și pe partidul domniei sale, pentru că era de la bun început clar, declarativ, că niciun partid nu va susține și nu-i va acorda votul, nu pentru că nu avem nevoie de un guvern stabil, ci pentru că era prea de tot să avem iarăși un premier zero care în perioada mandatului său nu a făcut absolut nimic și mai mult decât atât ne uitam la garnitura de miniștri pe care a propus-o și niciunul nu a primit, cu excepție, nu a primit avizul comisiilor de specialitate din Parlament și era prea de tot să, chiar de dragul de a avea un guvern, hai să avem un guvern așa oricare ar fi fost el, nu, era prea de tot. Astăzi a venit, mă bucur că s-a grăbit totuși, a venit astăzi, adică n-a mai așteptat până săptămâna viitoare, s-a venit și a venit cu propunerea pe care o avea de foarte mult timp pregătită și toată lumea o știa, inclusiv peneliștii, nu prea agrează ideea, pentru că domnul Ciucă nu este un om de partid, este un om al armatei, al armelor, e un general,
nu e un om de partid și nu le va face jocurile cu care ei sunt obișnuiți în partidele politice. Să vedem ce se întâmplă în continuare, să vedem garnitura de miniștri propusă, să vedem în primul rând programul de guvernare, pentru că este un aspect care va declina voința noastră de a vota sau nu vota acest guvern, pentru că dacă pun trăznăi acolo în programul de guvernare, e clar că nu va primi votul de investitură nici măcar din partea mea. Ați spus un pic mai devreme că peneliștii nu prea erau de acord cu propunerea domnul Ciucă, pentru că nu face parte exact din politicul PNL, ci din armată. Ce să înțeleg eu? Că propunerea aceasta este doar propunerea președintelui Iohannis și nu este îmbrățișată 100% de PNL? Dar credeți că domnul președinte Câțu a fost îmbrățișat 100% de PNL? Nu, sau scorul care, cu care a câștigat reprezintă voința PNL, membrilor Partidului Național Liberal? Nu, nici vorbă. Dar ajungem la momentul în care deciziile se iau peste voința membrilor partidului și voința președintelui este în acest moment de a nominaliza în persoana premierului pe domnul general Ciucă și PNL-ul n-are decât să se alinieze în spatele domniei sale, sperând totuși la o negociere pe împărțirea portofoliilor astfel încât să-și pună oamenii pe cât mai multe poziții importante în statul român. PNL a anunțat că dorește un guvern minoritar împreună cu UDMR. Pentru a trece, pentru a fi investit, are nevoie de susținere. Susținere de la USR se pare că nu vor avea dacă nu va intra USR la guvernare, dacă nu se le face această coaliție. Ce va face PSD-ul? Veți susține din punctul dumneavoastră de vedere? Din punctul meu de vedere, eu personal aștept în primul rând deciziile pe care le vor lua forurile statutare ale partidului și în al doilea rând aștept programul de guvernare și garnitura completă de miniștri, astfel încât să pot fi convins că acest guvern merită votul meu. Practic, eu nu votez pentru mine, ci votez pentru toți românii, votăm pentru interesul național, votăm pentru ceea ce îi se de făcut în termen scurt. E clar că dacă va fi un guvern bicolor din UDMR și PNL cu susținerea altor parlamentari, e clar că va fi un guvern de tranziție, pentru că avem iarna e foarte aproape, crizele prin care România trece sunt multe, diverse și foarte complicate și este nevoie de un guvern stabil și măsuri ferme de luat în continuare. E clar că acest guvern va avea o viață de câteva luni și noi în continuare susținem ideea că avem nevoie de alegeri anticipate, întrucât voința poporului nu mai este reflectată în majoritatea parlamentară la ora asta. De altfel, amintiți-vă că inclusiv președintele Iohannis cerea alegeri anticipate atunci când guverna PSD-ul și îi se părea domniei sale că nu mai avem susținerea în țară, între români. Sigur, sigur. Vreau să spuneți că memoria românilor este destul de scurtă în ceea ce privește politica. În ceea ce privește declarațiile politicienilor. Lucrând cu ele zi de zi, vă dați seama că apar altele și altele și altele. Eu le țin minte pe toate că le avem aici. Poate cele mai importante, dar de regulă aduceți-vă aminte cât s-au bălăcărit între ei USR-ul cu PNL-ul și așa mai departe și, mă rog. În același toate timp, forțele. Țin minte foarte bine că pe data de 5 octombrie domnul Ciolacu, șeful Partidului Social Democrat, declara, citez, este exclus ca PSD să susțină un guvern minoritar PNL. Nu înțelegem nici logica și credem că nici românii nu-și doresc acest lucru. Am încheiat citatul. Stăm pe o bombă socială, spunea domnia sa, soluția propusă fiind într-adevăr alegeri anticipate. Avea perfectă dreptate domnia sa, doar că noi am conștientizat drama prin care trece poporul român, am conștientizat faptul că nu avem suficientă susținere în Parlamentul României pentru a merge spre alegerile anticipate, ori nu putem fi responsabili de dragul de a fi încăpățânat, astfel încât să tergiversăm și această criză politică și automat criză guvernamentală care se va resimți în viețile atâtora și atâtora români. Și pe data de 5 octombrie nu conștientizați acel lucru? Nu, gândiți-vă că pe data de 5 octombrie încă speram că vom reuși să coagulăm forțe care să susțină proiectul nostru pentru alegerile anticipate. Încă ne doream la momentul ăsta să avem dialog cu forțele politice. Amintiți-vă că domnul Cioloș nici nu a venit la discuții cu noi. Noi când a fost nominalizat am spus că posibil să fie
o înțelegere astfel încât PNL-ul de mereu să-l voteze astfel încât să avem guvern. Deci lucrurile în politică se schimbă de la o zi la alta, funcție de ce mută mari jucători din tabla asta de șah a politicii României, și după cum vedeți, astăzi a fost o mutare extrem de interesantă prin nominalizarea domnului general Ciucă ca premier al României. Spuneați dumneavoastră un pic mai devreme că vă așteptați să găsiți o majoritate care să voteze pentru alegerea anticipate. Totuși, domnul Marcel Ciolacu atunci spunea că, într-adevăr, dorește alegeri anticipate, dar la anul, și până atunci citez pentru un guvern de specialiști, da, să depășim această asta perioadă și apoi ne întoarcem la popor. Da. Filozofia noastră a fost că să susținem cu toate, să facem un pact politic, a spus domnul președinte Marcel Ciolacu, să facem un pact politic al tuturor partidelor, să instaurăm un guvern de specialiști, pentru că situația o impune, să trecem peste criza care este pe noi, după care să avem un calendar precis al alegerilor anticipate, care nu se puteau desfășura mai devreme de luna martie. Ce s-a schimbat? Pandemia se pare că a luat o amploare foarte mare în România. Pandemia practic ucide la momentul ăsta în jur de 500 de români zilnic. Nu mai putem să ne jucăm în chestiunile de a politica și trebuie să acționăm și noi responsabili. Rămâne totuși să vedem care sunt discuțiile pe care le vor avea liderii celor partidelor, inclusiv domnul președinte Ciolacu cu domnul Ciucă, inclusiv programul de guvernare, și sperăm la vot săptămâna viitoare, astfel încât să avem sau să nu avem un guvern instaurat. Domnul Ciucă, premierul desemnat, a declarat că va porni negocieri cu toate partidele responsabile, adică și cu Partidul Social-Democrat. Ce poate însemna acest lucru? Că e posibil la un moment dat să-și modifice PNL-ul dorința de a avea un guvern minoritar și să intrați alături de PNL la guvernare? Vedeți dumneavoastră, domnul Ciucă, nu știu câte declarații puteți să-i găsiți în spațiul public ca și un politic. Ca general, ca ministru, probabil că îi găsiți pe chestiuni de apărare și așa mai departe. La momentul ăsta este obligat să poarte discuții și negocieri pentru a-și găsi susținere parlamentară. Partidul Social Democrat este totuși un partid cu o responsabilitate foarte mare și demonstrat-o de foarte multe ori. Dacă ne uităm pe foștii lor colegi de guvernare, sper să nu mai fie acum, pentru că se poate întâmpla orice, adică noaptea asta se pot schimba aranjamentul politic și să ne trezim mâine dimineață că domnul Cioloș îi revine mintea cea de pe urmă și cu câteva zile în urmă dorea voturile și ale PSD-iștilor și ale PNL-iștilor și a tuturor să-și treacă simulacrul de guvern, există posibilitatea ca în unul negocieri să ne trezim mâine că va susține acest guvern, pentru că și-a dat dumnealui seama că a avut o revelație, el fiind și un practicant al chestiunilor ăsta un pic mai delicate din abstract, cu spirale și nu știu ce, că a avut o revelație și s-a trezit că trebuie să susțină guvernul ăsta. Orice este posibil în politica românească, cert este că noi ne asumăm la acest moment greu pentru România să nu mai fim atât de pătimași și poate reușim să trecem foarte repede prin criză, pentru că cred că ăsta este subiectul care îi interesează foarte mult pe România în momentul ăsta și mai puțin chestiunea politică. Deci la momentul acesta, din punctul dumneavoastră de vedere, că aș vrea să accentuăm acest lucru, faptul că nu s-a luat o decizie la nivel central al Partidului Social-Democrat, spuneți dumneavoastră că există totuși posibilitatea să susțineți un guvern minoritar, PNL, există posibilitatea, vă repet, un guvern pentru o perioadă scurtă de timp, lucrurile sunt foarte complicate și în economie, în sănătate nu mai spun, având un guvern minoritar în primăvară, poate fi dat jos printr-o nouă moțiune de cenzură și putem merge spre alegerile anticipate. Pe data de 11 octombrie, Partidul Social Democrat a formulat o plângere penală la DNA împotriva premierului interimar Florin Cîțu, vicepremierului interimar Kelemen Cunor, ministrului interimar al dezvoltării Ceche Otilo, ministrului interimar al finanțelor Dar Vânceanu, dar și, citez, față de alte persoane a căror identitate va rezulta din administrarea de probe, am încheiat citatul. Pentru modul în care executivul a alocat bani din fondul de rezervă către anumite primării. 1 miliard de lei din fondul. Am văzut chiar că primarii de la Galați au făcut grevă în față. Și parlamentari au fost și președintele Consiliului Județean. Vedeți dumneavoastră, au o modalitate de a împărți resursa națională după bunul plac. Practic își bat joc de comunitățile care nu au primari de
liberali. În județul Galați, după cum ați văzut, nu doar acum s-a întâmplat lucrul ăsta, ci prin legea bugetului de stat au introdus o anexă 7 unică. PSD-ul nu și-a permis niciodată să facă lucrul ăsta, pentru că ieșeau toți rebelii în piața universității. Ei au făcut anexa 7 și au împărțit și prin legea bugetului de stat fonduri direct către primăriile lor. Diferența este că atunci au primit și cei de la USR. Acum, prin acest fond de rezervă, au primit doar cei de la primăriile PNL. Deci este foarte important să avem o plângere, pentru că nu poate cineva discreționar să împartă comunitățile locale în culori după partidele care au primare în acele comunități. Gândiți-vă că acum se lucrează la faimosul ăsta PNRR, trebuie bani pentru studii de fezabilitate, pentru tot felul de hârtii. Gândiți-vă că unii primari din județul Galați, și nu doar, de culoare galbenă, au primit bani să plătească studiile, consultanța și toate porcările alea care sunt de făcut. Ei, ori primarii PSD nu au acei bani. Asistăm și puteți lua toate alocările bugetare, PNDL 1, PNDL 2, din timpul Partidului Social Democrat când se afla la guvernare și nu veți observa discrepanțe. Ba dacă veți schema primarea ai Partidului Social Democrat din legislatura trecută, veți observa că aveau foarte multe nemulțumiri și aveam discuții în interiorul partidului, cum că în PNDL 2, vă dau un exemplu, comunele care aveau primari de la Partidul Național Liberal au luat mai multe proiecte decât comune care aveau primari de la Partidul Social Democrat. Ei, despre acest subiect să știți că am vorbit săptămâna trecută cu domnul George Stângă, președintele PNL Galați. Domnia sa a spus că, domnule, eu am altă părere, aici în platoul de filmare a spus că informația este incorrectă, pentru că din cei 20 de milioane de lei bani alocați Galațiului, 8 milioane s-au dus către Consiliul Județean și către municipalitate, adică 40% din banii aceștia s-au dus către administrații conduse de PSD și că diferența de bani nu ar fi făcut decât să echilibreze balanța UAT-urilor. Asta e o poveste, e de adormit copiii, municipalitatea Galațiului nu a primit nimic, Consiliul Județean, dacă primește pentru altceva, nici de cum pentru dezvoltarea comunităților, așa cum au primit primarilor. Asta e o explicație pentru cei care se uită în gura domniei sale. O explicație logică. Noi am fost, atunci când am avut protestul, am fost inclusiv la domnul prefect, fost primar. Și chiar s-a supărat domnul prefect, i-am spus, domnul, la final i-am spus, domnul prefect, eu v-am cunoscut ca primar când eram colegi și cam țineați parte, aveați o altă abordare la momentul când erați primar, vedeați lucrurile din alt unghi. Acum, bineînțeles că ținea partea guvernului și bla 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 că o să fac un memoriu să spun guvernului că nu sunteți mulțumiți și așa mai departe. Da, era normal și apăra scaunul, domnul fiind fost primar, acum a ajuns subprefect. Vorbiți despre domnul subprefect care are rol de prefect în momentul de față, da? Deci nu, explicația domnului George Stângă nu stă în picioare. V-am spus, întrebați orice primar cum stau lucrurile și veți afla răspunsul și cu nimic nu sunt mai buni primarii comunilor conduși de PNL, doar prin simplu fapt că au vremelnic cu guvernare și au primit bani mai mulți. În cazul în care veți decide, asta înseamnă România dezvoltată, să știți. Dumneavoastră, da? Cei de la Partidul Social Democrat, că trebuie totuși să susțineți un guvern minoritar PNL-UDMR, ce veți face? Veți renunța la plângerile penale împotriva domnului Cățu, domnului Cunor, Cechiatila, dacă aceștia fac parte din guvernul acela? Dar noi nu suntem parte din guvern. Dacă ar fi să susținem printr-un vot, nu facem parte din acel guvern. Și dacă au făcut, și domnul Cățu a făcut mojicia aia, să vedem dacă justiția, statul de drept, care acum este uitat cu totalitate. Ați observat că în societatea civilă acum nu se mai discută de statul de drept? Ați observat că parcă s-au rezolvat toate problemele în România privind corupția, privind marile jafuri. Uitați-vă jafurile din timpul pandemiei, din guvernarea PNL, cu măști, cu izolete. Ați văzut că acum toată lumea nu mai este interesată de statul de drept. Statul de drept a trecut undeva departe, în spate, s-a liniștit, România este curată. Ați observat aspectul ăsta? Iohannis că a eșuat. Cine a eșuat? Statul. Statul a eșuat pentru că are un președinte de așa natură, are un președinte eșuat. Dar, repet, 2-3 ani în urmă, de 10 ani de când sunt primar, agenda publică făcea statul de drept, reformă în justiție, lupta împotriva corupției. Acum, dacă ei sunt la putere, unde sunt izoletele, unde sunt milioanele de măști, banii aruncați cu duiumul,
Habar nu are nimeni și nimeni nu cercetează. Dar e, lumea este odihnită și este liniștită. Lumea este foarte fericită că prețul la combustibil... Vă aduceți aminte când prețul la combustibil bătea în 5 lei și piața universității era plină? Bătea și acum în 6 lei? Nu, da, pe timpul PSD-ului... Nu, pe eu știu ce spun. Domnului, 5 lei, repet. Aproape 6 lei era... Nu, 6 lei a făcut acum. Da, acum a depășit 6 lei. Bătea în 5 lei când erau proteste în stradă. Da? Motive pentru a protesta față de măsurile economice pe care guvernanții le au ar fi fost cu duiumul. Păi și din de ce păcate, nu faceți și dumneavoastră din protestele păcate, acestea? Din păcate, pentru că știți că nu-i voie. Să nu spuneți că vă speriați de acea chestie cu 100 de oameni la meeting. Dar respectăm legea sau noi care suntem exponentul poporului ne începem să nu respectăm legea? Nu se poate așa ceva, suntem responsabili. Congres cu 5.000 de persoane se poate realiza. Dar meetingul numai cu 100. Meetingul nu se pot realiza. Și congresul în interior, meetingul în aer liber. E o Românie dezvoltată, așa să dezvoltăm noi România. Dar știți ce este îmbucurător la guvernarea asta? Pe timpul guvernării ăstea, foarte mulți români își dau seama că au greșit enorm atunci când au ales dreapta, pentru că nivelul de trai al lor a scăzut foarte mult. Și asta nu le aduce nicio satisfacție. Practic, cei care au votat dreapta așteptau să le crească nivelul de trai. Și de cele mai multe ori, dreapta este votată de o categorie socială cu un venit peste mediu. Ei, ăia se plâng, antreprenorii sunt disperați, intelectuali, nici să n-audă de dreapta, pentru că nu au identificat nicio măsură care să ajute în vreun fel domeniul lor de activitate, economia sau viața în ansamblu. Să așteptăm totuși următoarele alegeri, că atunci vă veți da seama dacă votează sau nu. La guvernările Partidului Social Democrat se dădea un răgaz de 6 luni. Avem guvernări de dreapta de 2 ani de zile și toată lumea e mulțumită. Combustibilul 6 și ce jumate, energia, gazul, nu mai spun, pandemia e în foarte spitalele am mai spus-o aici în platoul de filmare. Sigur că da, e dreptul asta. Au reușit contraperformanța acești oameni ca într-un interval de timp atât de scurt să facă uitate absolut toate... Spuneți-mi o măsură. O măsură, spuneți-mi, pe care acest guvern a luat-o și a avut o reflexie pozitivă în societate în România. În Galați, de exemplu. O măsură, spuneți-mi. Nu știu, să vă, dumneavoastră să vă ca jurnalist informat vă este greu să identificați o măsură. Deci atât de mare este performanța acestora de dreapta, acestor liberali. Vreți să vă spun măsurile care au dat randament? Achizițiile cu neminuita, angajările cu neminuita, sinecurile de partid sunt pline instituțiile statului, deci toată lumea este mulțumită dacă are carnet de partid galbenă. Afaceri cu statul și mass media ați văzut că dă foarte multe exemple, angajări la stat ați văzut că mass media dă foarte multe chestiuni de genul ăsta. Aduceți-vă aminte când erau în opoziție și spuneau, domnule, trebuie să ne punem la masă toate partidele să vedem până unde politizăm funcțiile din aparatul bugetar. Au uitat totalmente această poveste. Au uitat-o, au lăsat într-un plan secund pentru că ei au schimbat de-a valma pe toată lumea, acolo unde au găsit locuri. Nu că ar fi avut un activ de partid foarte bine pregătit sau foarte numeros, ci pentru că, oportuniști fiind, iau, trece-te în schi la partid, te pun în funcție acolo. Ca să poată să deruleze banii publici, prin suvești, prin combinații, pentru că nu mai avem lupta împotriva corupției. Dacă nu mai e PSD-ul la guvernare, nu mai este corupție. Statul drept e acum liniștit. Nu, nici nu poate fi vorba de așa ceva. Mai auzit? Ați mai auzit? Siguranță, în presa vorbește tot timpul. Foarte puțin. Se inflama presa și societatea civilă atunci când vorbeam de corupție și statul de drept, ceva de speriat. Acum presa prezintă foarte multe canale de știri, prezintă fapte de corupții, ciudate, dubioase și așa mai departe. Ultimele știri pe care așa? Le-am prezentat noi au fost cele legate de acele contracte de consultanță pentru PNRR-ul acela. Asta este miza guvernării actuale. De aia, să știți că guvernul care va fi acum va trebui să ia măsuri antisociale, pentru că datoria publică este foarte mare, prețurile au explodat, ei vorbesc de reformele cuprinse în PNRR. Vreau să spun că noi parlamentari nu am avut acces la PNRR. Noi ca parlamentari nu avem acces la condiționările rezultate din PNRR. Acolo se vorbește, ați văzut subiectul care e pe buzele celor de la guvern, reforme. Reforme. România așteaptă reformele crezând că o să le crească spitale, autostrăzi și așa mai departe. Nu, reformele
înseamnă disponibilizări, tăieri, suprataxări, impozitări, astfel încât să acopere împrumuturile pe care acești guvernanți le-au făcut, dar care nu se regăsesc în obiective. Iertați-mă că vă întreb, domnule deputat, vă rog. Dacă tot n-ați avut acces la PNR-ul ăsta, de unde știți că vor fi disponibilizări? Dar au declarat, nu că vor fi disponibilizări. Am spus că vin cu reforme. Deci PNRR-ul vine condiționat cu reforme, adică vei avea banii ăștia de cheltuit și vei folosi, dar în același timp tu trebuie să vii cu reforme. Știți practic ce e PNRR-ul? Nu mai vine FMI-ul care spunea pensii disponibile. Nu, acum avem PNRR-ul și veți vedea când vom avea un guvern investit că va trebui să scoată proiecte legislative astfel încât să armonizeze condițiile din PNRR. Și acolo ce credeți că vin? Cu ce credeți că vin ei? Ce înțelegeți dumneavoastră prin, sau telespectatorii, ce ar înțelege prin cuvintele ălora de dreapta ca și reforme? Vreți să vă dau un exemplu? Legea consumatorului vulnerabil, inițiativa Partidului Social Democrat. Au scos-o ei cum au scos, au scos normele de aplicare. 14 pagini ca să beneficiezi de subvenție pentru plata la electricitate și gaz. 14 pagini aveai de completat cu întrebări de doare mintea, parcă era inventarul gospodăriei sau proprietății tale. Asta înseamnă digitalizare la ei? Că știți că digitalizare, modernizăm România. Există, 14 pagini, 14 pagini pentru lege ca să ajuți românii în condițiile în care prețul la energie și la electricitate și gaz a explodat și plecând de la aceste prețuri vor exploda toate celelalte. De asta vă spun că iarna va fi cumplit de grea. Nu pentru ei. Nu, pentru că ei își vor găsi resursă financiară și combinații, ci va fi pentru români. Și lor nu le pasă de români. Puneți-mi, vă rog, în condițiile astea în care guvernul, spuneți dumneavoastră, că a eșuat, că statul a eșuat în dorința sa. Dați-vă pe sondaj. Lăsați-mă să-mi termin, vă rog, întrebarea. Am văzut că vă place să intervenți de fiecare dată. De ce nu intrați dumneavoastră PSD-ul la guvernare? De ce nu vă asumați, domnule, trebuie să schimbăm ceva? E un moment propice. Dar nu a spus nimeni că nu vrem la guvernare. Fiecare partid politic practic intră în lupta politică pentru a ajunge să guverneze și să impună ideile și proiectele pentru România. De foarte multe ori proiecte foarte bune implementate de Partidul Social Democrat. Dar noi de ce dorim alegeri anticipate? Pentru că matematica parlamentară la momentul de față ne este defavorabilă și nu poți avea un guvern minoritar să nu faci nimic. Îți trebuie o majoritate astfel încât asumată, astfel încât să poți să prezinți românilor un program de guvernare coerent pe care românii să și-l dorească și să-l aștepte. Adică dumneavoastră nu vă vedeți colaborând în același guvern cu cei de la PNL sau cu cei de la USR? Vedeți dumneavoastră, dorința președintelui nu trebuia să fie de la începutului, după alegerile parlamentare, când PSD-ul a ieșit învingător, să numească premier de la Partidul Social Democrat. Noi, la momentul ăla, am avut cap pe umeri și ne-am dus cu propunere de Alexandru Rafila, un specialist în ceea ce însemna pandemia la momentul ăla. Bineînțeles că domnia sa era prea pas cu pas și l-a pus pe domnul Ludovic Orban și de aici toată... Păi n-ați spus dumneavoastră că în politică în fiecare zi se fac schimbări esențiale. Da, dar la momentul de față Partidul Social, la acel moment Partidul Social nu era agreat de nicio altă forță politică pentru a intra într-o majoritate. Și acum este? Considerau, păi să vedem voința românilor după ce vom avea alegerea anticipată. În formula actuală parlamentară. În formula actuală nu putem spune că avem o majoritate negociată cu niciun partid. Și atunci dumneavoastră vă faceți calculele cam așa. Hai să-i mai lăsăm un pic pe oamenii ăștia să se afunde cât mai mult. Dar n-ați vrea să ne ducem noi să scoatem castanele pe care ei le-au pus în foc? Eu am spus doar cum logic gândiți dumneavoastră. Hai să-i mai lăsăm să se mai scufunde, facem alegeri anticipate, se fac alegeri anticipate, vă doriți chiar? Bineînțeles că ne dorim. Uitați-vă pe toate statisticile care spun că președintele a ieșuat clar, Partidul de Liberal, Național Liberal a ieșuat clar, USR-ul este și el în sondaje foarte scăzut pentru că au văzut că nu au produs nimic. Dom'le, dacă n-au făcut nimic, ce să mai vină să spună că vor face în continuare? Credeți că mai mult de jumătate dintre parlamentarii români vor fi atât de conștienți de nevoia de schimbare a Parlamentului încât vor spune, da, domnule, renunț la cei 10.000 de euro pe care... Care 10.000 de euro? Stați un pic, vorbiți de europarlamentari. De parlamentari, da. 10.000 de euro? Nu, de parlamentari. Costul unui parlamentar este de 10.000 de euro.
salariu plus banii pe care îi primeai. Costul per total per cu total. Cabinet cu tot. Deci, mă gândeam că spuneți de salariu. Deci, nu. Am deci înțeles. Costul total, cât costă un parlamentar? Statul român. Da? 10.000 de euro. Au fost calculele făcute, prezentate, da? Credeți că vreun parlamentar va spune, da, domnule, renunț eu la toate astea, să mai intru o dată în alegeri? Cine știe dacă mă mai pune șeful pe listă de știți parlamentare? În momentul când se ia o hotărâre la nivel de partid, eu cred că cu toții, cum s-a luat hotărârea să fiu pe listă, dacă se va lua hotărârea, votează, voi vota și pentru dizolvarea parlamentului, da? Pentru că vă spun un lucru. Nici să stai să nu poți produce nimic pentru români în Parlament de dragul de asta, dar dacă vine momentul să faci alegeri parlamentare, cu siguranță vom reuși să avem un scor mult mai bun, mult mai mulți parlamentari, și astfel încât să putem să ne asumăm o guvernare așa cum au fost învățați românii, și v-aș vorbi aici ore întregi de ce au însemnat guvernările Partidului Social Democrat. Și vreau să vă aduc aminte. Știți, pe deosebire de ceea ce spuneați la începutul emisiunii, eu nu am memoria politică atât de scurtă. Și vreau să vă aduc, aici nu e vorba de politică, aici este vorba de lucruri concrete pe care categorii sociale le-au simțit. Numai lucruri concrete vă spun și eu. Păi, dar vă spun medici, sistemul sanitar. Viorica Dăncilă, Dragnea. Dar Raluca Turcan e o erudită, o deșteaptă de nu se poate. Nu este aici de față. Da, Viorica este de față? Viorica Dăncilă a fost persoana pe care mi-a propus-o dumneavoastră ca președinte al României. Eu? Și n-ați avut ministru la muncă pe doamna, de fapt aveți pe doamna Raluca? V-am propus-o eu? V-am propus-o? Puneți în aceeași balanță pe două personaje care au aceeași inteligență, dacă vreți. Iertați-mă. Nu sunt în măsură să... Nu diferă cu nimic gafele doamnei Raluca Turcan, doamnei Raluca Turcan cu doamnei Viorica. Nu, gafele sunt ale acelea. Domnul Gădei, haideți că vă știam chiar un om care puteți capabil să fiți serios. Între doamna, gafele doamnei Turcan și gafele doamnei Dăncilă? Da, sunt la fel. Vă aduceți aminte programele de guvernare? Când Dragnea, despre care spuneți, Bolguța, Vasilescu de la Ploiești, Pitești, chiar Craiova. Scuzați, da. E colega dumneavoastră de parte, da. Veneau și în fața telespectatorilor și spuneau, programul de guvernare, am făcut măsura asta, e 20%, a crescut punctul de pensie, a crescut salariul minim, au crescut salariile în educație, în sănătate, investiții. Vă aduceți aminte? Așa guvernam noi. Arătând românilor ceea ce guvernam. Mi-aduc aminte că de atâta bunăstare cât ne-ați oferit dumneavoastră cei de la Partidul Social Democrat, v-au dat jos românii și v-au votat la alegerile locale și parlamentare și prezidențiale de numai. La alegerile prezidențiale nu ne-au ales. Putem să ne asumăm și dacă suntem responsabili că a fost un eșec prin candidatul pe care l-am avut. Putem să ne asumăm. Eu personal, da, pot spune. Da? Dar la celelalte alegeri românii ne-au dorit și ne vor dori în continuare. Și vreau să închei referitor la alegerile anticipate, să știți că hotărârea în cadrul Partidului Social Democrat este ca listele să rămână așa cum sunt acum, cum au fost la alegerile trecute. Deci motive ca parlamentarii să voteze așa cum va hotărâ partidul, dacă va fi, sunt, slavă Domnului. Mi-ar plăcea să văd și eu că în România asta se întâmplă odată alegerea anticipată. Și noi ne dorim lucrul ăsta. Dar din 1990 până acum s-a vorbit despre alegerea anticipate și au fost state nimeni europene. N-a vrut să renunțe la funcția de parlamentar. Așa este, dar au fost state europene care au reușit, inclusiv Moldova a reușit performanța. Da, de acord cu dumneavoastră, de acord cu dumneavoastră, dar vă dați seama, asta înseamnă o majoritate în Parlament, adică asta niște oameni care să spună, da, domnule, hai să facem alegeri anticipate, că nu mai putem să mai livrăm nimic către cetățeni. Noi suntem ăștia care dorim lucrul ăsta. Da. Haideți să schimbăm un pic subiectul conversației noastre. Apreciez faptul că vă urmăresc pe rețele de socializare, că faceți o campanie susținută în rândul comunității, mai ales în rândul comunității din Târgu Bujor, pentru vaccinare. Și apropo de acest subiect, spuneți-mi, vă rog, cât de eficient e demersul dumneavoastră în această localitate? Acum nu mă mai refer doar la localitatea mea de suflet, Târgu Bujor. Acum eu mă refer către toți cei care îmi vizualizează postările de pe pagina de Facebook, pentru că nu sunt parlamentarul doar al bujorenilor, ci sunt al județului Galați. Da, acolo vă iubește lumea mai mult. Sper să mă iubească peste tot, nu doar acolo. Eficiența nu știu. Eu citesc cu groază unele comentarii și observ cât de înverșunată este lumea împotriva vaccinării și cât de răutăcioși sunt ei, considerând că eu încerc prin postările mele să le îngrădesc drepturile, să le fur din libertăți și așa mai departe.
Practic, campania de vaccinare a debutat sub acest guvern faimos, a debutat fulminant, vă aduceți aminte că spuneau, suntem în primele locuri la vaccinare, așa, au venit vaccinul, nu mai spun câte achiziții, bani, da, românii trebuie să știe, să-și aducă aminte. După care au început influencerii care își puneau întrebări despre vaccin, adică în România nu e suficient că ne pricepem toți la politică, la fotbal, acum am devenit specialiști și în vaccin. Eu am fost unul dintre cei care s-a vaccinat imediat cum am avut posibilitatea legală. Și familia mea, am dus-o la vot, toată lumea, toți prietenii am îndemnat să se vaccineze. E foarte greu pentru că mulți sunt în continuare reticenți. Considerând că noi și cu bulgarii suntem deștepții Europei. Unii s-au simțit lezați când am folosit cuvinte în postările mele ca medievali. Unii mi-au spus, păi demisia dacă tu conduci niște medievali. Am folosit cuvinte care din furie. Și de ce le foloseam? Pentru că atunci când aveam cunoștință de cazuri grave ale unor cunoscuți care, din păcate, Dumnezeu să ierte, s-au dus, frustrarea și furia mea se revărsa acolo în încercarea de a-i face pe cât mai mult să se ducă să se vaccineze, pentru că nu se înțelege că vaccinul este singura modalitate de a ieși din aceste restricții cauzate de virus. Europenii au reușit lucrul ăsta. Europenii au depășit de mult mentalitățile astea ale noastre primitive, prin care dacă nu știu, n-am încredere în specialist. Dar eu îi întreb pe telespectatorii care se... Nu cred că de aici pornește. Eu dacă întreb, nu știu, n-am încredere în specialist. Eu îi întreb pe telespectatorii care nu s-au vaccinat. Când au o infecție și au un antibiotic, știu ce efecte produc moleculele alea în organismul dumnealor? Nu, dar le au pentru că antibioticul e de ani și ani și îi salvează de infecții. Acum nu, se gândesc că ce face RNA-ul ăla mesager. Bine, și campania de informare a fost foarte proastă. Eu personal aș fi interzis orice dezbatere a celor care își dădeau cu părerea pentru rating decât aș fi lăsat specialiști. Doamne, doar specialiști. Știți că nu este legal, n-aveați cum să interziceți așa ceva. Dar suprimarea drepturilor și libertăților de către conducerea țării sunt legale? Ați văzut că starea de urgență a fost declarată neconstituțională în urma sesizării de către PSD și AUR? Da? Alea au fost legale? Sau știți ce aș mai fi făcut? Pe toate canalele televiziunile aș fi dat obligativitate ca într-o fereastră să fie tot timpul proiectate imagini din secțiile de ATI. Doamne, nu se poate spita. Și cum mă convingeați dumneavoastră pe mine, post privat, să emit ceea ce vreți dumneavoastră? Dar, nu știu dumneavoastră, dar eu mi-aduc aminte în pandemie, una din măsurile pe care domnul Cîțu, sau domnul Orban era atunci, a luat-o, a fost să sprijine trusturile media cu sume de bani. Sunt două lucruri diferite. Nu, dați-mi una voi. Este dați-mi, să solici, să faci voi un lucru pentru dați-mi care să fii plătit, dacă vrei să fii plătit. Asta vreau să spun. Asta și alta spun. E să mă obligi nu să... Nu obligativitate. Asta, asta, să... așa spus. Asta vreau să spun. Da, uite, avem posibilitatea să oferim niște sume să vă compensăm pierderile cauzate de pandemie, dar, în schimb, rugămintea este să fie postat acolo... E altceva, da. Un cadran. Adică... Doar familiile care pierd pe cei dragi, doar familiile care suferă, înțeleg drama prin care trecem. În ultima perioadă, uite, astăzi la Târgu Bujor, de exemplu, s-au vaccinat 96 de persoane în centru de vaccinare. E mult, e puțin? E mult. E peste capacitatea pe care au avut-o, da? Lumea a venit pentru că și-a dat, lumea începe să conștientizeze că trebuie să se vaccineze. Da? Și spuneam că campania a fost foarte prost pornită, a fost numai pompieristic, așa, cu, vă aduceți aminte cum transportau vaccinul, cu 7 mașini, girofare, jandarmi, parcă era tezaur României, și s-a axat mult mai puțin pe, sau o altă modalitate, plăteam televiziunilor să vin să am în prime time, să am jumătate de oră cu specialiști care îmi explicau exact ce, cum acționează, ce face vaccinul, astfel încât să omul să poată zic, mă, să-mi-l fac, uite, ăsta nu face nimic rău, eu mi-am putut a treia doză, vreau, mor, asta e, dar credeți că dumneavoastră trăiți în calea ferată, cei care nu vă vaccinați? Încercam și cu glume, spunându-le prietenilor care nu doreau să se vaccineze. Știți care e diferența între mine care mă vaccinez și dumneavoastră care nu mă vaccinați? Nu care, zic eu care mă vaccinez, voi muri. Tu care nu te vaccinezi, vei muri în chiluri. Adică cam asta e diferența. Iertate da. Să-mi fie glumă. Mă rog, am văzut că
o parte dintre politicienii noștri chiar reușesc să transmită mesaje de acestea pro-vaccinare. Și stăteam și vă întreb acum, oare nu reușiți măcar acum să stați de vorbă toate partidele politice și să încercați să generați niște mesaje unitare către oameni? Să găsiți dumneavoastră niște specialiști pe care să-i scoateți și să vorbească despre aceste subiecte, exact ceea ce propuneți de altfel. Dom'le, hai să vedem cum reușim să facem să fie lumea informată. Că mulți nu se vaccinează din cauza faptului că sunt speriați, ca nu care cumva acest vaccin să le facă mai mult rău decât bine. Ați văzut, cred, ieri, în frunte cu președintele partidului, o parte din parlamentarii Partidului Social Democrat care nu aveau doza a treia făcută au fost... Am văzut, era și domnul Cumelnicu de la Galați acolo, da? Alături și de domnul celălalt. Și și-au făcut doza a treia. Noi am fost tot timpul pro-vaccinare, noi am avut specialiștii care au explicat cel mai bine, vă dau exemplu domnul Rafila și domnul Cercel, oameni care într-adevăr știu ce se întâmplă cu virusul și cu vaccinul. Și pact pe acest subiect, să știți că e greu, pentru că se înțelege greșit următorul aspect. E vorba de necesitatea de a vaccina și obligativitatea. Sunt două chestiuni pe care românii spun mă obligă. Ei, vreau să vă spun, Franța, vă dau exemplu, medicii au fost obligați, personalul medical din spitale a fost obligat să se vaccineze. 15.000 de cadre medicale și medici au ieșit din sistem pentru că nu s-au vaccinat. Asta a fost opțiunea lor. Vreau să vă spun că Franța are o rată de vaccinare de peste 85%. Franța nu are restricții. Și Portugalia, într-adevăr. V-am dat un exemplu că am fost de curând și am înțeles cum funcționează lucrurile acolo. Francezii au înțeles, spaniolii, portughezii, țările nordice, toți, englezii, dar toți au înțeles. Dar cum vi se par măsurile propuse și comunicate de către președintele Iohannis pentru stoparea pandemiei? Vacanță pentru elevi începând asta, cu luni, certificat verde pentru anumite magazine și instituții, purtarea măștii pe stradă sau carantină pe timp de noapte. Subiectul vaccinării obligatorii și a certificatului verde a generat cele mai multe mesaje și mail-uri de când activez eu în politică. Am primit mail-uri și mesaje de m-am săturat majoritatea, 99%, îndemnându-mă să nu votez o astfel de inițiativă legislativă. Practic, s-a plimbat pe la Parlament, dar încă nu a venit la vot. Președintele mi-a adus aminte aseară de Băsescu când a spus că tăiem cu 25%, dăm afară și așa mai departe. Președintele nu mai are ce pierde la momentul ăsta. El nu mai are alegeri de câștigat, el practic e un jucător acum, el probabil vrea excursii, vacanțe, weekenduri prelungite, știți prea bine ce îi place domniei sale să facă. România Educată, un alt proiect eșuat, poate discutăm în altă emisiune, dar revin. Președintele a ieșit să anunțe dumnealui că vor fi restricții. A ieșit joi, când am avut 574 de decese joi, să ne anunțe că luni intră restricțiile. Ca și când joi, vineri, sâmbătă, duminică, virusul ar fi fost liniștit. De ce tocmai de luni? De ce? Pentru că nu interesează, nu le pas, habar n-au doi. Alta e agenda domniilor lor și alta e agenda românilor. Păi nu interesează. Dacă ajunsese la concluzia că trebuie niște restricții, așa cum spun unii specialiști, și ar fi trebuit restricții luate, ar fi trebuit luate, doamne, mâine. Doamne, de mâine nu mai aveți să faceți cu tare. Dacă o Organizația Mondială a Sănătății și-a trimis reprezentanți în țară la noi să vadă, bă, ce se întâmplă, aveți vaccin, aveți tot ce vă trebuie, aveți și voi nu vă vaccinați, da? Dar nu le-au pus imediat în practică. Poate stopăm, poate e singura modalitate. Ce vă spun oamenii cu care interacționați? De exemplu, când mergeți la Târgu Bujor, sunt oamenii ăștia mai interesați de coaliții politice, de aritmetica aceasta parlamentară, sau sunt mai degrabă speriați de ceea ce se întâmplă cu pandemia sau cu o criză economică, să știți ce că pare că stă să ne lovească? Pandemia a reușit să modifice comportamentele sociale. Chiar dacă la momentul ăsta nu ne dăm seama, pandemia a făcut ca oamenii să fie mai rezervați, mai închiși, mai speriați, foarte puțin atenți la ceea ce se întâmplă în afară de celula familiilor lor. Grija zilei de mâine, generată de scumpirile care au venit și care or să vină, au schimbat ireversibil, cred, la acest moment, pentru câteva luni, pentru un an de zile, comportamentul societăților și comportamentul românilor. Nu mai au veselia, nu mai au bucuria, nu mai au cheful ăla de a trăi, sunt speriați, grija zilei de mâine, să nu mă iau COVID, chiar vreau să mă vaccinez sau să nu mă vaccinez, aștept să văd vaccinul care s-a vaccinat, dar are care adverse.
alta e agenda românului simplu în perioada asta de criză și puțin îi interesează criza politică. Îmi spuneți mie că românul este interesat când îi vine factura la electricitate, vreți să vă spun diferența? De reprezentarea parlamentară. Vreți să vă spun, de exemplu, discutam chiar astăzi cu cineva și îmi spunea că a fost nevoit o instituție și a fost nevoit, a scos pe bursă achiziția de energie electrică și dacă anul trecut contractul a avut cu 600 de lei pe megawatt, la anul ăsta s-a prezentat și a trebuit să încheie contract cu 3.000 de lei pe megawatt. Prețurile au luat o raznă. Noi încă nu ne dăm seama, noi încă nu conștientizăm. Saltul prețurilor la toate bunurile de consum, la toate alimentele, de-abia de acum încolo vor veni. Sigur, așa este. Deci va fi o perioadă extrem, extrem de grea pentru români, din păcate. Domnul Câțu ne anunța în vară că nu avem nicio treabă cu valul 4 al pandemiei, că am învins pandemia, că este ok să facă congres al Partidului Național Liberal la care să participe într-o sală peste 5.000 de oameni în condițiile în care în București gradul de infectare depășise 4 la mie. Că indiferent de gradul de infectare pe care îl avem noi în România, toate școlile trebuie să rămână deschise. Ei bine, acum ne vorbește despre faptul că trebuie să dăm dovadă de responsabilitate, să luăm decizii responsabile, că numai așa vom reuși să scăpăm de pandemie. Dacă ar fi să definiți într-un singur cuvânt genul acesta de comunicare, care ar fi acel cuvânt? Domnul Cuțu, este un proiect politic eșuat. Din păcate, a fost o forțare totalmente era de pe partea dreaptă, dar din nefericire, din fericire pentru mine, pentru noi, este un proiect eșuat. N-a reușit să facă nimic. Eu am observat discursul din Parlament când veneam în Parlament la o moțiune cenzură și așa mai departe. Aș vrea să văd oameni politici, oameni mari care ajung prim-ministri. Nu, unii care făceau referire la cai verzi pe pereți, la glumițe, pe prostii, la tot felul de prostii, nimic de substanță, nimic care să-ți capteze atenția. Ori nu, un astfel de om nu poate să facă performanță. Și eu mai am o teorie și o opinie. Dom'le, când vin, cred că în politică trebuie să ajungă oameni care au un parcurs sănătos prin societate. Să ia de jos, consilier local, județean sau cu o instituție publică, să știe cum funcționează România, să o înțeleagă. Nu, mă uit la unii parlamentari, colegi, sunt veniți, m-am uitat pe CV-ul ăla, am studiat, că îi văd pe acolo vocal, mă uit, prin străinătate, niște studii foarte bine, venit prin țară, consilier pe acolo, consilier, și a ajuns ministru în cabinetul ăsta care a picat, da? Dar ăla habar n-are cum funcționează județul Galați, cum funcționează o primărie, și ei vor să le reformeze, să le facă, să le schimbe. E cumplit, din păcate. Dar eu am încredere în continuare în Partidul Social Democrat că prin garnitura de politicieni noi și prin viziunea și perspectiva nouă pe care o avem, sperăm să reușim să ajungem cât mai repede la guvernare în urma unor alegeri anticipate, astfel încât să reușim să reparăm din toate porcăriile pe care le-au lăsat în urmă. Acum, într-adevăr, putem vorbi de grea moștenire pe care ăștia o produc acum. Acum putem vorbi de dezastru pe care îl lasă ei. Acum putem vorbi de împrumuturi. Vă aduceți aminte împrumuturile? Cum erau când erau împrumuturile pe vremea guvernului PSD? Da, ieșeau în stradă, ne împrumutați pe 10 de ani. Păi acum s-au împrumutat pe 50 de mii de ani. Pentru că asta e o realitate și o realitate matematică și mai grav decât atât. Eurostatul o spune că ne împrumutăm la dobânda cea mai mare din Europa, din Uniunea Europeană. La dobânda cea mai mare. Ipocriți sau nu, oamenii politici ar trebui să fie totuși responsabili înainte de toate. Pentru că ajung acolo în Parlamentul României prin votul unor oameni, oameni care dau acest vot nu pentru bunăstarea parlamentarului, ci cu gândul că, domnule, omul ăla a ajuns acolo, o să gândească pentru comunitatea noastră să ne fie nouă mai bine. Și apropo de asta, că spuneți că sunt o grămadă de parlamentari tineri, e greu de schimbat mentalitatea oamenilor politici? Eu n-am o mentalitate de schimbat. Eu cred că am o mentalitate sănătoasă și bună. Și am foarte mulți colegi în jurul meu, parlamentari sau în cadrul partidului politic, care au mentalități bune, sănătoase, trainice, cu viziune, cu perspective. Adică nu știu ce aș putea să, ce ar trebui să schimbăm. Practic scopul nostru comun
este să reușim să lăsăm ceva trainic, astfel încât peste ani să ne aducem aminte. Bă, pe timpul parlamentarului s-a întâmplat o chestie, că a fost la guvernare, că n-a fost. Să identifici o nișă pe care poți să o reglementezi. Ca parlamentar nu poți să faci autostrăzi. Da? Aduceți-vă aminte de atâtea proiecte legislative, autostrada Moldovei, autostrada nu știu care, făcea, păi, vreți să fac o lege să facem ce autostrada Unirii, aduceți-vă aminte, lege în Parlament. De dragul ipocriziei, cum spuneți dumneavoastră, putem face legile pe care să le audă românii, dar ele trebuie și implementate și duse la bun sfârșit, că de dragul de a le face așa ca să le facem, nu rezolvăm mare lucru. Pe final, domnule Gâdei, când vom scăpa de această criză politică, această criză economică, socială, medicală, că s-o atâta timp cât vom avea, atâta timp cât vom avea o guvernare de dreapta, criza economică nu e generată doar de proasta guvernare a lor și de greaua moștenire din ultimii 2 ani a lor, va continua, criza economică de-abia de acum începe cu adevărat, va fi o perioadă extrem de grea. Suprapunem PNRR-ul ăsta faimos cu care dezvoltam România, vă aduceți aminte că era 80 de miliarde, acum numai câteva, că mai multe sunt împrumutate, nu mai contează. Plus 28 de miliarde în prima etapă. Nu, da. Împrumutați sunt jumătate din ei, împrumut. Restul sunt nerambursabili. Și vreau să vă spun că PNRR-ul vine cu condiționalități, cu reforme. Sunt curios să văd reformele pe care guvernul, nu parlamentul, și le-a asumat cu acest PNR, pentru că s-ar putea să cauzeze nu doar criză economică, ci și criză socială. Sunt convins de lucrul ăsta. Și de pandemie vom scăpa atunci când vom înțelege că avem nevoie să ne convingem apropiații să se vaccineze, pentru că e singura modalitate de a reuși să stopăm decesele, îmbolnăvirile grave, nu să dispară virusul, dar să putem trăi liniștiți, să nu mai avem restricții. Atâta timp cât refuzăm să ascultăm specialiștii, să nu avem încredere și nu ne vaccinăm, vom mai suferi și dacă nu înțelegem să ne vaccinăm, s-ar putea Crăciunul, sărbătorile de iarnă, să le facem într-un lockdown total, pentru că se încearcă și dacă nu și nu și nu, atunci o să vedem că Crăciunul, sărbătorile de iarnă le vom face într-un lockdown atâta timp cât românii nu vor să apeleze la un lucru trainic, aprobat de toată Uniunea Europeană, de toată lumea și folosit și uzitat. Și gratuit. Și gratuit. Da. Ce să vă spun? Vă mulțumesc pentru... E voința fiecăruia. Da, așa este. Mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în platoul de filmare. Sper să ne întâlnim aici cât mai curând cu informații mai bune pentru români și să ne întâlnim sănătoși, că de fapt și de drept în perioada asta, cam despre asta este vorba. Doamne ajută la toată lumea. Mulțumesc că domnule Laurențiu Viorel Gâdei, deputat PSD de Galați, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru atenție. O seară bună tuturor!